Salutând contribuția cu adevărat foarte importantă a colegului și vicepreședintelui Iturgaiz, aș vrea să revenim la consecințele practice ale acestui raport, care odată amendat va deveni un instrument capabil, vreau să cred, să schimbe situația actuală, care nu este satisfăcătoare. Tocmai am discutat megalopolii și constatăm că suntem neputincioși, noi ca Parlament și Comisia Europeană. Unde cred eu că ar trebui să insistăm ca să dăm mușchi și dinți legislației europene, Comisiei Europene și Agenției Europene de Mediu? Primul aspect. Avem numeroase cazuri de consultare formală a cetățenilor și comunităților atunci când este vorba de proiecte referitoare la managementul deșeurilor. Doar am fost în Bulgaria și am văzut până unde se merge cu formalismul, inclusiv până la excluderea celor care se opun unui proiect din sală. Și sunt convins că și în țara mea, în România, se întâmplă așa și probabil că noi doi, România și Bulgaria, nu suntem singuri. Deci, cadru riguros pentru o consultare reală și nu formală. Numărul 2. Nevoia definirii exacte a condițiilor de aplicare a Strategic Environment Impact Assessment. De ce spun aceasta? În marile proiecte industriale care duc la eliminarea unui volum enorm de reziduri, de deșeuri industriale, mai ales toxice, cum sunt cele pe bază de cianuri, condițiile de elaborare a proiectului, a impactului strategic de mediu, trebuie riguros definite și îndrăznesc să spun că aici este locul, distinse colegii Iturgaiz, să definim noi competențe și puteri pentru Comisia Europeană și pentru Agenția Europeană de Mediu să poată vizita la fața locului aceste realități înainte ca Strategic Environment Impact Assessment să fie acceptat. Dacă nu, contăm pe ficțiunile vândute de agenții economici și de guverne adesea complice din motive economice, doar aici mă opresc, și avem dezastre ecologice majore. Numărul 3. Necesitatea definirii timpului de reacție pentru actorul local, actorul național, guvernul național și Comisia Europeană. Da, pentru că iată, mă întorc la obsesia de astăzi, megalopolii, nu răspunde actorul local, nu răspunde guvernul național, iar Comisia Europeană vine și ne spune, neprimind informație de la guvernul național, nu poate să ne spună nimic. Iar noi ce spunem cetățeanului european? Cred că este obligatoriu să definim limitele de timp în interiorul cărora sunt obligate autoritățile să răspundă, după care să se introducă un mecanism de sancțiuni. Știu că sună poate prea dur, dar fără acest cartonaș galben către roșu, mă tem că nu se vor mișca prea repede statele noastre membre. Și ultimul lucru, sublinierea necesității reciclării. Prieteni, dacă în China se reciclează deșeuri aduse din Japonia și din alte țări din Asia de Sud-Est și a devenit o industrie, o țară care are mari probleme de altfel cu poluarea, cred că noi în Europa tratăm problema reciclării deșeurilor, cu excepția câtorva state care au fost menționate de către Comisie, de o manieră superficială. Ideea de sustenabilitate fără reciclarea deșeurilor este în bună măsură falsă. N-am rezolvat nici problema evacuării acestor deșeuri și transformării lor în produse utile economiei comunităților și n-am rezolvat nici problema poluării ca atare. De aceea și aici am impresia că este nevoie de niște criterii riguroase, substanțiale, pe baza cărora să punem statele membre și actorii locali și regionali să lucreze și nu doar să ne explice nouă de ce nu s-a putut. În rest, salut încă o dată contribuția dumneavoastră, salut contribuțiile colegei și distinsei mele colegi, Judith Merkis, ca și a tuturor celorlalți vorbitori. Sunt convins că putem cu Comisia Europeană să ajungem inclusiv la modificările legislative ca directivele să capete forța necesară pentru ca noi să putem să tratăm cu adevărat această problemă. Mulțumesc!